Bună ziua, bine v-am găsit, iată suntem în 16 februarie și vreau să facem un mic documentar, să zicem așa, despre ce s-a întâmplat în lunile trecute și rezultatele care au apărut. Iată aici am mutat în decembrie, dacă țin bine minte, chiar înainte de Crăciun cu o zi, am mutat albinele. Și ce este mai important este că la 2 luni de zile după această mutare avem și confirmarea că albinele sunt bine și vom vedea în următoarele câteva secvențe despre ce e vorba. Iată, am sărit dintr-o dată în luna februarie, așa cum fac și acest film. Filmul este făcut exact cu aceleași albine care au fost mutate în decembrie și a fost făcut filmarea respectivă. Și acum urmărim și noi, am urmărit de fapt filmul Marian, să văd cam cum au ajuns, dacă reginele sunt în stare bună și dacă totul este bine. Se pare că totul decurge foarte bine, albinele arată bine. Acum câteva vorbe de zis. La acea dată, să zicem așa, unii dintre apicultori au vorbit foarte urât, fără să analizeze situația, fără să asculte un pic ce a fost de zis, ce a avut fiecare de zis, în ce condiții au fost mutate albinele, n-au fost, să zicem așa, un stres foarte mare. De obicei, un stres foarte mare atunci când treci pe lângă un stup și dai cu piciorul într-un stup sau arunci cu o petardă sub ladă. Noi am luat acele albine în decurs de câteva minute. Dacă am analizat bine, 4-5 minute deja erau la căldură. În trecut se folosea acest lucru pentru a face zboruri de curățire în casă. Apicultorii ăștia care acum sunt democrați, să le zic așa, cu, în afară de a face reclame la diferite produse și a pune în cârca începătorilor tot felul de produse care zic ei că sunt foarte bune, trebuie înțeles că și eu folosesc turte, și Marian, toată lumea folosește turte, dar chiar mă uitam, anul trecut era o nebunie, aceiași apicultori făceau reclamă de bubuiala, turta proteică Podișor, și azi au trecut pe alte maclavaisuri. Bine, asta nu mă interesează, fiecare știe mai bine cum își face viacul și traiul, dar e păcat de începători. Pentru începători nu se fac filme, aceia care au 3 colonii de albine mai puțin. Bun, acum, precum se vede, Marian azi a deschis prima dată, nu a deschis stupul, a ridicat ramele prima oară după acea mutare și pare totul în regulă, reginele sunt prezente, urme de diaree sau nosema, cum se preciza la acea dată că o să fie probleme, nu sunt. Și totul e în regulă. Eu mă bucur pentru albine, în primul rând, că totul este în regulă. Și ce să mai spunem? Noi am arătat acum cum a decurs totul, de la A la Z, de la mutare, de la transport, până la rezultatul ieșirii în primăvară. Aceste colonii de acum vor evolua, vor crește, totul e la îndemâna lui Marian. El va decide ce și cum. Dacă el dorește să facă filme, o să le vedeți în continuare. Cei care doriți să vedeți filmul respectiv, intrați pe canalul dânsului de YouTube, o să vedeți tot filmul exact mai detaliat. Eu am luat doar câteva secvențe din filmarea respectivă cu aprobarea dânsului și
Totul arată foarte bine. Da, tati. Mi-a arătat acolo pe telefon o publicitate cu robot.